Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Discutăm astăzi despre un subiect nu foarte cunoscut de către populație și anume chirurgia plastică și reparatorie. Îl avem alături de noi pe domnul dr. Oancea, care va încerca să ne lămurească despre acest subiect. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Bună ziua! Domnule doctor, de ce este atât de puțin cunoscută de populație această parte a medicinei? Pentru că este o chirurgie relativ nouă. Există de circa 30-35 de ani în România ca disciplină. Până înainte de Revoluție era un singur spital, o singură clinică de specialitate în toată țara, la București. Și abia după Revoluție, medici din clinica inițială din București au plecat în toată țara și au fondat noi clinici care au pregătit noi specialiști. Deci cumva eu aș face parte din a treia generație de chirurgi plasticeni din România. Și de aia, fiind mai puțin răspândită, mai puțin specialiști, clar că impactul asupra populației este mai mic. Totuși, municipiul Alba Iulia și implicit județul Alba beneficiază de o asemenea secție. Haideți să le explicăm puțin oamenilor de ce servicii pot avea parte aici, la Alba Iulia. Da, acum, ca spital județean. Spital județean trebuie să asiguri o gamă cât mai largă de servicii, nu chiar complet, acum nu se poate, dar cât mai largă. Una dintre specialitățile care trebuie inclusă neapărat într-un spital județean este și chirurgia plastică. Acum noi ca și servicii, chirurgia plastică așa sună bine, interesant, dar oarecum se limitează în acceptul general la chirurgia de înfrumusețare, la chirurgia estetică. Chirurgia estetică este numai o parte din chirurgia plastică. Marea majoritate a timpului ca spital județean, deci spital public, chirurgia plastică se ocupă cu rezolvarea unor probleme de sănătate, de boală a oamenilor, nu de frumusețe. Începem, Alba fiind un județ în care există totuși o industrie forestieră, industrie minieră, nu știu ce, deci activitate, industrie grea mai puțin acum în ultimul timp. Începem cu accidente de muncă sau casnice, la care oamenii suferă leziuni mai mult sau mai puțin grave sau profunde sau extinse. În unele cazuri, aceste leziuni, aceste răniri necesită o îngrijire mai atentă, mai specială. Chirurgia plastică se ocupă, printre altele, și cu tratamentul acestor traumatisme complexe, adică nu o tăietură simplă la piele, doar o tăietură care implică și piele, și tendon, și os, și nervi, și vase de sânge. De la grav, de la simplu la complex, sau de la grav la mai puțin grav, cum vreți să o luați, deci asta face parte din preocupările chirurgiei plastice. Chirurgia mâinii, cum am vorbit, fiind un om care lucrează cu mâna, clar că poate să suferă leziuni la mână. Și atunci, chirurgia mâinii este din nou o subspecialitate a chirurgiei plastice, revine chirurgiei plastice. Mâna cu tot ce înseamnă ea, deși ca funcție și ca sensibilitate, ca simț și ca recuperare pe urmă. În afară de aceste leziuni și așa de muncă, să spun mai mult sau mai puțin grave, vin pe urmă arsurile. Arsurile, la fel și degerăturile care sunt opusul arsurilor, deci leziuni prin frig, dar care au ca finalitate cam același tip de modificări, în același tip de distrucții, ca și arsurile. Arsuri, mai mult sau mai puțin extinse, fac parte din nou din preocupările chirurgiei plastice. Acoperirea unor defecte. Defect înseamnă o lipsă. Lipsă de piele, lipsă de mușchi, lipsă de tendon, lipsă de nerv, lipsă de vas de sânge, lipsă de os. Orice lipsește, din diverse cauze, accident, malformație congenitală, știu eu, complicații după alte tratamente chirurgicale, orice lipsește, cum spuneam, orice defect poate fi completat, reconstruit prin chirurgia plastică și reconstructivă, cum mi se spunea mai demult. Ca și terminologia s-a tot schimbat în decursul anilor, încă nu-i chiar clar și definitiv așa, deocamdată. Deci toate aceste lipsuri, toate aceste defecte, noi trebuie să le reconstruim. Și începând de la simplu, să zic, un pic de piele și un pic lipsește, din partea altă un pic de piele și ai pus acolo și gata, un petic, până la transpoziția, transferul de mușchi, înlocuiri de tendoane, e tendon din altă parte, îl pui, nervi, grefe de nervi, vase de sânge și, cum am spus, oase și așa mai departe. Foarte vast, foarte frumos, foarte deosebit, spectaculos și deloc monoton. Pe urmă, încă o parte, partea de chirurgie dermatologică. Dermatologia, ca specialitate, se ocupă cu tratamentul conservativ, deci mai puțin agresiv, a leziunilor de piele.
chirurgia plastică prin partea de chirurgie dermatologică, pe care și-o dispot un pic cu dermatologia, face un pas, adică un pic mai mult, merge mai invaziv asupra pielei, la modul excizii, cauterizările, diverse tipuri de tratamente pentru tot felul de leziuni dermatologice care sunt foarte răspândite și ele. Aici intră și cancerele de piele. Cancerul de piele foarte frecvent, cred că nu-i săptămână să nu vină 1-2 pacienți cu un cancer de piele, foarte multe pe față, sunt majoritatea pe față, zona expusă la soare. Și asta, ca prim tratament și principal tratament și de cele mai multe ori singurul tratament care este nevoie pentru a vindeca un astfel de cancer, este un tratament chirurgical pe care îl face chirurgia plastică, adică o decupare, excizie, în niște limite acolo, mai lărguț un pic, o zonă sănătoasă de piele de jur împrejur, în profunzime la fel. Gaura respectivă care rămâne, cum spuneam, fiind la față și majoritatea la față, nu poți să o coși cu o jocărește cu trei ațe groase și să o strângi bine și să-i muți nasul sau ochii sau așa. Deci aici din nou intervine arma pe care avem noi în chirurgia plastică, deci posibilitatea să te joci cu țesuturile, să muți dintr-o parte unde este în plus, într-o zonă în care lipsește, fără să modifici trăsăturile feței, funcția feței și fără să lași cicatrici urâte sau mutilante. Asta ar fi încă una. Pe urmă, urgențele, accidente rutiere, de diverse tipuri, accidente casnice de care am povestit, corp străin, schije, așchi, metal, sticlă, lemn, care pot să sară, să rămână înfipte undeva, fie sub piele, fie foarte profund, chiar ajung până printre oase, sub oase, de se pitulează mult, care din nou necesită cunoștință de anatomie topografică, se numește, adică pe straturi, să știi de sus până jos ce structuri găsești, pe unde te duci, ce cauți și unde-i voie să tai, unde nu-i voie să tai și să cauți după corpi ăștia străini care iarăși sunt frecvenți și care un grăunte de 5 mm poate să-ți dea de lucru poate 3 ore să te chinui să-l găsești. El nu stă ca într-o sacoș așa, deschis sacoșa și vezi tot ce-i înăuntru, el este camuflat, încastrat în mușchi, în tendoane, în țesuturi. Ai una. Mai sunt escarele. Escarele la pacienții care stau mult la pat. Deci pacienți care suferă leziuni neurologice, neurochirurgicale, deci leziuni de mădul, în principal, leziuni ale creierului și nu mai pot să se miște și stau mult timp la pat, fac niște leziuni, adică niște răni, practic, la spate, la fund, la șolduri, la călcâie, la coate, la genunchi, practic orice os vine aproape de piele și stă mult timp pe pat nemișcat, acel os presează pielea contra patului și zona de piele va muri, se va usca și va rezulta o gaură, o rană, se numește escară de decubit. Și de regulă nu este pacient care să stea mult timp la pat, paralizat sau comatos, care să nu facă astfel de escare. Dacă înainte aceste escare, care pot fi de dimensiuni foarte mari, deci la modul că intră 2-3 pumni ușor înăuntru, cu expunere de oase și așa, dacă aceste escare înainte cumva condamna bolnavul, pentru că el se vindecă foarte, foarte greu, spontan, greu înseamnă poate o jumătate de an cu îngrijire foarte bună. Acum, aceste scările astea noi putem să le curățăm bine și să le acoperim, să le închidem tot prin procedee de astea specifice de chirurgie plastică într-o singură operație, indiferent cât ar fi de mari, și că astfel după 2 săptămâni putem aprecia că problema aia e rezolvată. Și foarte mare lucru și ca îngrijire, gândiți-vă numai să ai un pacient, o rudă pe care o ai acasă, care are o rană de 30 de centimetri, să spun, diametru și adâncă de 10 și din care curge tot timpul ceva, miroase, trebuie schimbat, reîntors, e foarte greu de îngrijit. No, și așa ușurez viața tuturor, cumva. Și iarăși face parte din preocupările chirurgie plastice. Bun, am discutat în mare despre afecțiunile cu care se ocupă și pe care le tratează chirurgia plastică și reparatorie. Haideți să vorbim puțin despre accidentările de care spuneați. Doamne ferește, în eventualitatea în care un om își pierde o parte din mână, să spunem, sau
Cum se procedează în momentul respectiv, eventual persoanele care sunt în jurul omului respectiv, ce ar trebui să facă, să fie metoda corectă pentru ca chirurgia plastică să mai poată să-i salveze omului mâna, să spun. Exact. Aceasta iarăși este o parte a chirurgiei plastice, este microchirurgia. Microchirurgia înseamnă chirurgie dusă la dimensiuni foarte mici, la modul că se operează cu lupe sau cu microscop. Instrumente extrem de fine și cu materiale extrem de fine. Se adresează structurilor extrem de mici și de fine. Luăm un caz, cazul cel mai frecvent, se spune amputația unui deget. Se întâmplă prin diverse mecanisme, un om să-și piardă un deget, să fie deget amputat. Degetul ăla, dacă vrei să încerci să-l mai pui la loc, în primul rând, degetul trăiește prin sângele care circulă prin el și, în general, peste toate elementele, structurile din corpul nostru, de la creier, urechi, ochi, până la degetul mic de la picior, trăiesc datorită faptului că sângele circulă pe acolo, sângele duce oxigen, duce hrană celulei vii, preia gunoiul, mizeria și bioxidul de carbon pe care îl expiră celula vie și îl duce afară, îl dă afară. Deci sângele are rolul de a ține în viață toate celulele corpului nostru. În momentul în care sângele nu mai ajunge într-un loc, într-un teritoriu, teritoriul ăla va muri, se va necroza relativ repede, chestie de ore. În momentul în care se amputează un deget, degetul respectiv nu mai primește flux de sânge, deci nu mai primește sursa vieții lui. Acele celule trăiesc încă așa cât pot, din rezerve proprii, fără să respire și fără să primească nutrienți. De la caz la caz, uneori poate 12 ore, poate chiar 24 de ore, dacă e foarte bine păstrat degetul și dacă e pus la rece, în condiții speciale, poate și după 24 de ore un deget mai poate fi replantat cu succes. Replantare, cum se numește științific termenul ăsta de a pune la loc un segment amputat, înseamnă refacerea structurilor de rezistență, adică ostendon, întâi, după care realimentarea, reintroducerea segmentului respectiv în fluxul de sânge, în fluxul circulator. Prin coase erau unor vase de sânge foarte mici. Când zic foarte mici, la modul un vas de sânge de 1 milimetru diametru sau poate mai puțin, trebuie cusut cap la cap, în așa fel încât prin el să rămână spațiu să circule sângele. Deci pe un vas de sânge cu diametru de 1 mm, noi trebuie să punem undeva cam 6 fire, 6 puncte de sutură. Îți va seama tot de extrem de mic și extrem de fin. Dacă respectivul accident s-a întâmplat prin, să zic, și-a tăiat omul degetul cu toporul, toporul taie net, are marginea bine ascuțită, atunci secțiunile, iată, este foarte netă, clară, marginile secționate sunt clare, bine delimitate, bine definite, se curăță frumos, se coase și mai are șanse să salveze degetul. Dacă însă mecanismul de amputație e mai puțin clar sau bine definit, adică smulgere, răsucire, strivire, zdrobire, explozie și așa mai departe, acest tip de a produce leziunea distruge o zonă mult mai mare de jur împrejur decât strict zona tăiată. Și atunci, spunându-vă, sunt structuri microscopice pe care trebuie să le pui cap la cap, alea sunt distruse automat. Deci, în cazul ăsta, replantarea nu mai poate fi făcută și nici nu mai are indicație, pentru că o faci, ții omul, îl chinui și mai strici și bontul ăla bun care a rămas, pe care îl puteai poate închide un bont bun, replantându-l riști să-i compromiți rezultatul viitor a unui bont funcțional bun. Este o vorbă la noi, cel mai mare dușman al binelui este mai binele. Deci încerci totdeauna să obții funcțional, întâi după aia frumusețe, după aia aspectul, întâi funcțional, un rezultat cinstit sau corect sau cel mai bun rezultat posibil pentru pacient, nu pentru mândria ta de a fi pus, de exemplu, un deget la loc. Pentru că multe cazuri au fost și o să mai fie, în care un deget replantat cu orice preț, numai să ai mândria și mulțumirea că ai făcut așa o performanță și l-ai pus la loc, acel deget, dacă nu este funcțional, nu este bine inervat și nu mișcă bine, ajunge de-l încurcă pe om, și am avut cazuri în care au venit, oamenii au revenit și au solicitat amputarea degetului replantat, pentru că îi încurcă în muncă și el mai bine un deget mai scurt și bine funcțional decât un deget cu unghie și așa, dar care să te deranjeze. Și asta e un aspect. În orice caz, ca și spectaculozitate, este ceva deosebit și ca disciplină este la fel
microchirurgia tot așa are undeva 30-35 de ani în lume, nu numai în România. Deci una dintre cele mai noi discipline chirurgicale. Haideți să vorbim puțin acum despre degerături. Este iarnă, este ger și știm cu toții că au fost foarte multe persoane care au suferit asemenea afecțiuni în acest sezon. Ce solicitări ați avut și în ce măsură mai poate fi tratată o asemenea afecțiune? Până la ce grad se poate merge ca să își revină omul 100%? 100% greu de spus. Medicina nu e o știință așa exactă, nu e matematică. Să poți să promiți cuiva un procent sau să-i garantezi ceva cuiva. Este o statistică. Noi știm, noi facem niște gesturi și așteptăm că organismul să răspundă la gestul meu și în final să obținem rezultatul pe care îl dorim, adică vindecarea. Dar este o statistică și atunci, chiar dacă poate unul la mie merge rău, nu știi dacă nu cumva e cazul tău să fie la unul din cei 1000. În cazul degerăturilor, degerăturile practic sunt leziuni prin expunere îndelungată la frig, mai înseamnă. Cel mai frecvent apar la picioare, mâini, extremități care sunt neprotejate. Apar frecvent la celor care nu se îngrijesc. Fie pentru că n-au condiții materiale, fie pentru că nu știu de ei la momentul respectiv, fie că au trecut prin situații speciale, de exemplu, țin minte unul care era urmărit de niște dușmani, s-a ascuns prin pădure și a fugit prin pâraie înghețată și a ajuns degerat. Până la urmă s-a ascuns prin pădure câteva zile, datora bani cuiva. Dar, în general, oameni mai de slabă calitate, să spunem, care adorm pe unde nu trebuie și în condiții de frig, cu picioarele ude după ce trec printr-un pârâu sau într-o baltă. Degerăturile pot fi superficiale când, practic, obținem vindecare 100%, când leziunea nu este prea avansată, sau, din potrivă, se poate ajunge până la cazuri în care să fie nevoie de amputație. Deci vine omul pe picioare, chiar dacă degerat, nu-l doare, că deja zona amorțită nu mai doare și pleacă în scaun cu rotile amputat. Pentru că, deși degerătura distruge, practic, produce o gangrenă, adică o moarte a țesuturilor. Și ai un țesut mort, de mari dimensiuni, cum ar fi piciorul sau partea inferioară a gambei, legat de corpul tău, un țesut mort care produce toxine, otrăvuri, practic, pe care le pompează în sângele tău și, practic, te intoxică. Se ajunge la amputație, nu pentru că nu avem noi de lucru și nu avem ce face, dar pentru că se e amenințată viața omului, până la urmă, viața pacientului. Deci el va muri dacă nu îi se face amputația. Din fericire, anul ăsta nici nu a fost așa mulți degerați ca și în anii trecuți, dar încă, dar nici iarna nu e gata încă. Deci, vom vedea, sperăm să rămână tot așa. Un alt subiect care interesează pe multă lume este cel al nigeilor și al negilor, care pe mulți îi deranjează mai mult din punct de vedere estetic. Însă ei reprezintă și un pericol, fiind poate în unele cazuri un prim pas către un cancer de piele. Cum se procedează și cum pot fi înlăturați în siguranță acești negi? Acum, negi ăștia, nevi, de fapt, medical spus, au tot felul de denumiri populare. Există o concepție așa generală în popor ca să nu te atingi de ei. Orice ar fi, orice bubică la piele a crescut și mai maros sau mai așa, să nu te atingi de el. În cazul în care acel nef sau acea formațiune de pe piele nu are nimic, deci este ceva benign și așa, sigur, nu te atingi de ea și nu se întâmplă nimic. Dar de multe ori, cum a spus, poate sunt multe cancere de piele care debutează practic o mică leziune, o cojiță și după aia și când cresc, omul tot nu se atinge de ele și chiar dacă primește uneori sfatul să meargă să-și o trateze, luând vorba din popor să nu te atingi de el, nu se ating și ajung în stadii foarte, foarte târzii. Deci dacă inițial poate era o leziune de 5 mm, se rezolva frumos și elegant într-un sfert de oră și nu se mai vedea mai nimic, vine după 10 ani sau 15 ani când e câte o portocală și nu mai vede de ea și atunci deja se pune o problemă, de se agravează lucrurile mult mai mult și ca și tratament și ca prognostic, știți? Și atunci, orice este dubios trebuie tratat și trebuie văzut un pic cam ce cu zona respectivă. Dacă omul are vreun dubiu sau vreun îndoială, dacă o leziune de pe piele, își schimbă culoarea relativ rapid, își schimbă forma,
schimbă relieful, schimbă conturul, se întâmplă, începe să doară, orice se întâmplă cu ea, trebuie mers la un medic care se ocupă cu asta și stabilit un pic ce e de făcut cu ea. Fiind probleme de piele, sigur dermatologul. Eu de multe ori cer părerea colegilor dermatologii, știu mai multe dermatologie decât mine și nu e un secret. Cum eu știu mai multă chirurgie dermatologică decât ei. Deci fiecare trebuie să-și facă treaba și trebuie recunoscut. Nu toate semnele și toți nigeii trebuie scoși și trebuie tratați. Cum nu toate semnele sunt nigei. Pot fi și altceva, mai puțin important sau ceva mult mai grav. Și atunci de aia trebuie mers la unul care se pricepe. Nu ascultăm părerea vecinilor sau să ne dăm noi cu părerea. Numai ca și tratament. Nigei ăștia, nigei popular, nevi, normali. Ăla poate sta acolo mult și bine o viață și nu se întâmplă nimica. Dacă există însă situații în zone care sunt iritate mecanic, cum ar fi cureaua la pantaloni, bretele de la sutien sau sutienul spate sau gulerul sau știu eu, zone în care tot timpul hainele, lenjeria freacă această formațiune care e colorată de obicei și care e anormal, o batere de la normal, făcând acolo microleziuni, se induce o vindecare, o microvindecare și tot timpul zona respectivă vrea să se vindece, deci produce noi celule ca să repare leziunile. Oricum fiind o abatere de la normal, se multiplică niște celule care oricum deja sunt anormale față de pielea din jur. Și se multiplică fiind iritate permanent, se multiplică permanent. Și atunci cancerul practic este o multiplicare rapidă a unor celule anormale. Noi avem celule anormale acolo care se multiplică rapid. Nu-i cancer, dar foarte ușor sau ușor poate să treacă într-o formă oarecare de cancer. Este un risc și dacă ai riscul ăsta, atunci merită să-l înlături la modul se scot. Atunci se operează aceste formațiuni. Sunt intervenții de mică amploare, nu doar absolut deloc, riscuri minimale, tot ce se scoate se trimite la laborator și abia atunci vei ști 100% sigur ce ai avut. Altfel, numai privind cu ochiul sau cu diverse aparate, poți să bănuiești pe baza experienței doctorului și pe aspect și așa cam ce ar fi. Însă analiza de laborator este pe urmă cea mai precisă și clară. Cât afectează expunerea la soare apariția acestor formațiuni? Afectează, poate nu neapărat apariția, se pare că apar mai probabil genetic. Un determinism genetic, însă soarele nu face bine nimănui, niciunui tip de piele și niciunui fel de formațiuni pe piele. Deci, practic, soarele este considerat dăunător. Ca te bronzezi și frumos, pielea arată frumos, da, asta ce se vede, dar bronzatul este o reacție de apărare a pielii față de soare. Deci ea se face mai neagră ca să devină mai opacă, asta înseamnă bronzatul, ca să nu lase razele să intre. Ori natura ne-a creat așa foarte perfect, atâta mare de zeci de mii de ani sau nu știu, milioane, în care fiecare, de la unghia de la picior și până la genele de la ochi, tot are un rost. Știm, fiecare lucru are un rost și are un motiv pentru care e acolo, pentru care natura l-a creat. Deci și pielea. Pielea se negrește ca să ne apere de soare. Deci expunerea soare din start pot să spun că nu este sănătoasă. Că la copii mici, că asimilează vitamina D, nu știu ce, aia da. La copii mici, uneori expunerea soare așa, dar nu să stai să exagerezi. Soarele usucă, pielea distratează și poate declanșa modificări prin razele lui de diverse tipuri, mai ales cele ultraviolete, se pare, poate declanșa niște modificări latente în unele celule care există acolo adormite în pielea noastră, oarecum anormale. Și loțiunile de protecție solară? Da, foarte bune. Vine în cap, de exemplu, cea mai mare frecvență în lume a cancerelor de piele este în Australia. De ce? Pentru că australienii sunt de origine europeană, adică englez, cu piele albă, blonzi, care sunt obișnuiți la ceață, la nori, s-au dus în Australia unde soarele foarte puternic. Populația locală, aborigenii australieni, nu au niciunul. Ăștia înalții au o rată foarte mare. După unii autori, există un risc și de 1 din 4 din populația australiană. Deci este pielea nepotrivită pentru zona aia. Crema de protecție foarte bună. Factor de protecție mare foarte bună. Eu sfat, normal, crema, când merge, mai ales pentru copii. Am trecut puțin în zona chirurgiei estetice, să spunem. Vorbeam de frumos, vorbeam de piele bronzată. Haideți să discutăm puțin și despre chirurgia estetică.
În ce măsură există solicitări în acest sens și care ar fi intervenția cea mai des întâlnită în spitalul din Alba Iulia? Solicitări există. Nu știu dacă foarte dese sau foarte rare. Discutând și cu alți colegi din țară, spune o doamnă doctor celebră din București că, de exemplu, operațiile astea de mărire de sâni se numără cu zecile, nu cu sutele. Este o personalitate care apare la televizor tot timpul și are privată frumoasă. Ori dacă și la ea se numără cu zecile, atunci eu m-am liniștit. Credeam inițial că am o problemă. Populația începe să învețe, deci încet, încet lumea a învățat că nu mai este ceva din filme. Chirurgia estetică nu mai este doar pentru cei bogați, cei exotici, cei din alte țări care vin în România că e ieftin. Chiar rămân unor surprinși. Ca adresabilitate, pe zone se sunt solicitări pentru corectarea unor aspecte, să zic, nemulțumiri, nas, pleoape, urechi, buze, zic la față. Acum amestec un pic, eu spun general. După vine partea asta altă cu mărirea sânilor, micșorarea sânilor, pe urma burtă, culăcei, șolduri, unde vine partea de lipoaspirație. Noi la Spitalul Județean Alba, ca Spital Județean de Stat și Spital Județean de Urgență, în primul rând avem sarcina și preocuparea să tratăm cazurile care vin cu probleme, într-adevăr, probleme de sănătate. Partea asta altă de chirurgie estetică, chirurgie de frumusețe, nu este o chirurgie care tratează probleme de sănătate. Niște nemulțumiri, niște, știu eu, dar nu este vorba neapărat de probleme de sănătate. Acestea vor cădea totdeauna pe locul 2. Sigur. Și să înțelegem... Vin cu mare drag și chiar pot să mă mândresc așa cu rezultate foarte bune în ocupări de tratamente din astea. Și aici, în primul rând, sau mai ales, mă refer la implantele de sân, implantele mamare. Se folosesc implante siliconice, cum se folosesc în toată lumea, implante de bună calitate, cum se folosesc în toată lumea, deci la noi, ca și în Statele Unite sau Japonia sau Franța sau Germania, același tip de implante. Operațiile pe care le facem sunt, nu le-am inventat aici la Alba Iulia și nici la Cluj sau la București, sunt cele care se fac la nivelul întregii lumi, atunci, practic, firele sunt aceleași, totul e la fel. Și rezultatele, de multe ori, sunt mai bune decât ale celor care au condiții mult mai bune și posibilități mult, mult mai bune. Acest gen de intervenții sunt, să spunem, decontate de către Casa de Asigurări? Nu. Se plătește. Pentru că, cum am spus, nu este boală. Ori casa de asigurări de sănătate, practic, te contează tratamentul unor boli. Asta, nefiind boală, deja se plătește. Nu-i boală, dar totuși psihologic ajută enorm pe oricine. De la cazuri minimale în care, să zic, ai înlăturat 2 mm din cocoașa nasului, nici nu se vede, nici mama lui poate nu vede că și-a făcut ceva respectivul pacient, stătea de fericit și de mulțumit, încât psihic poți să ajuți foarte mult cu un gest mic. Asta e o parte. Cealaltă parte, unde sunt deformități sau modificări sau asimetrii sau știu eu ce evidente, atunci clar că își are rostul. Ce pot să zic? Poate chirurgia asta plastică și chirurgia estetică poate face foarte multe. Are partea asta mai intervenționistă, chirurgicală. Deci să lucrezi, să faci ceva, lipoaspirații, deci extragerea grăsimii în anumite zone. Mai are însă și partea înaltă conservativă, în care nu neapărat trebuie să produci o operație, să faci o operație. Sunt tratamente de suprafață, peeling-uri chimice, prin care tratezi, nivelezi suprafața pielii a feței, tratezi cicatrici, tratezi vergeturi, unele tipuri de tatuaje, tratamente cu lumină, blițuri de lumină puternică, un fel de laser, de putere mare, care iarăși are niște efecte de întinerire, de scoaterea petelor, de corectarea cicatrici, nu știu ce, injectări cu toxină botulinică, botoxul fiind medicamentul cel mai cunoscut din clasa asta pentru scoaterea ridurilor, injectări cu acid hialuronic,
și sub colagen popular, injectări cu tot felul de alte materiale care durează mult sau mai puțin, fiecare având o indicație oarecare. Pentru corectarea buzelor, nas, obraj, pleoape, orice. Dar... Practic este o disciplină extrem de cuprinzătoare. Are așa atingeri, se suprapune un pic cu un pic de chirurgie generală, de traumatologie, de oftalmologie, de ORL, un pic de dermatologie. Deci ai o cuprindere mare și îți dă posibilitatea să faci foarte multe lucruri. Posibilități atât de multe încât greu să le cuprindă poate chiar și un medic de altă specialitate. Pentru mai multe detalii, cu siguranță vom reveni la acest subiect cu o altă ocazie. Eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea noastră. Mulțumesc și eu! Doamnelor și domnilor, atât pentru această săptămână. Eu vă dau invitație și săptămâna viitoare la emisiunea Pro Sănătate. Pe curând!